Diana Șoșoacă s-a sucit din nou, lidera SOS România a lansat un atac virulent la adresa lui Călin Georgescu. Șoșoacă a dezvăluit că Georgescu deține o casă de câteva milioane de euro bune în Viena, capitala Austriei. Totul în contextul în care soția lui se plângea că abia au reușit să-și cumpere, citez, o căsuță în țară pentru că până acum au stat în chirie. Și acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Deci pe bune, alo, domnul Călin Georgescu, lasă Oșo, că nu toți sunt proști să nu știe ce faci, mă, cu agenda 2020, că tu ai implementat-o. Mână-mână cu Joana, acum implementați agenda 2030, marș, că eu te cunosc. Nu mai folosi numele, că vai, săraca doamna Șoșoacă, dacă mi-ai spus, retrage-te, nu mai fi nimic de vaccinare, că o să-ți omoare copiii și te-ai retras, bine mersi, în Viena, apropo, cum îți permis tu așa o casă de milioane de euro în Viena? De bun român ce ești, băi, nu toți suntem proști, mă, unii te cunoaștem. Hai, lasă că-l pun eu pe Colceac să vorbească de el, stai așa. Acuzațiile Dianei Șoșoacă vin în contextul în care soția lui Călin Georgescu a spus într-un live pe rețelele sociale că abia au reușit să-și cumpere o casă în urmă cu 3 săptămâni. Acuzații au fost aduse și din partea europarlamentarului SOS România, Luis Razarus, care spune despre Călin Georgescu că sărea adesea calul și spune că e puțin nebun.